Primăria Câmpina cheamă în instanță prostituatele. Fetele care practică cea mai veche meserie din lume nu își plătesc amenziile, iar acestea se transformă în muncă prestată în folosul comunității. Sunt amendate de jandarmerie și de poliția. Așa. Procesele verbale sunt înaintate de organul de executare, respectiv direcția economică, care încearcă să le pună în executare, numai că aceste persoane nu realizează venituri. Ne realizăm venituri, nu au de unde să recupereze de sumele și sunt sume de fiecare proces verbal câte 500 de lei. Cu câte 500 de lei sunt amendate și câte două pe zi primesc amenzi. Prostituatele nu se înghesuie nici atunci când vine vorba de muncă. Două sau trei dintre aceste persoane au făcut câteva ore, nu de... De câte ori au venit, le-am trimis la seră, la serviciu seră. Au desfășurat câte ore au avut pentru perioada respectivă, dar după aceea n-au mai venit. Sunt de cel puțin 3 de persoane care au peste 60 de dosare, mai sunt încă vreo 7 sau 8 care au în jur de 50. Chiar săptămâna trecută, una dintre fete a avut înregistrate la judecătoria Câmpina 64 de dosare. Amenziile respective erau doar pentru primele 6 luni ale anului 2015.